Anunțul a fost făcut de ministrul transporturilor. Ramona Mănescu le-a cerut noilor membri să nu-și mai ia bilete cu tarif preferențial și nici bonusuri, cel puțin până când compania Tarom va reveni pe profit. De asemenea, ministrul așteaptă ca actualul Consiliu de Administrație să transforme Tarom într-o companie viabilă din punct de vedere economic.